Hei, vă salut, prieteni! Ia uitați azi ce pregătesc pentru dumneavoastră, ca să avem în primăvară să fie totul ce trebuie. Avem aici clematite. Deși poate nu se vede, ăștia sunt verzi, dar nu știu. Având blițul pornit, nu cred că o să se vadă. Dar vă asigur că sunt verzi. Sunt lăstari proaspeți. Proaspeți pentru că i-am ținut eu într-un hormon. Nu ca și ar fi fost. Adică ei i-am luat direct de afară din ger, de la minus 13 grade, și i-am ținut frumos într-un stimulent pentru germinare în cazul ăstora plecare în vegetație, adică i-am stimulat să înceapă creștere, să-și intre puțin în vegetație. Pentru că planta mare este rezistentă la ger, face niște flori, mai nu știu cum să le spun, un fel de mov închis așa de tot, foarte frumoase. Se pur și simplu face un covor așa de flori. Covor. Un perete suspendat cu flori. Cu cât e mai jos planta, cu atât lăstărește mai mult și va înflori mai mult înspre toamnă. Ei bine, noi acum vom pune în turba deja pregătită și udată. Bine, acum facem doar câțiva. Facem spațiu aici la fiecare. Ulterior, introducem plantuța. Pentru că momentan o să o dăm prin radistim și va fi nevoie să avem aici puțin spațiu făcut ca să nu se ia radistimul ăla de pe următoarea viitoare rădăcină. Așa. Facem spațiile în care introducem butașul și apoi trecem la plantare, logic. Am făcut pătatele, le-am făcut. Bine, astea sunt doar câteva, că la modul nu stăm acum să facem tot efectiv. Am luat doar câteva în casă ca să le propagăm. Asta a rupt-o, sau mi se pare? A rupt-o, da. Foarte bine, că o punem de la jumătate și diferența. Oricum va da și din aia. Vedeți? E verde, e vie. Bun. Dăm prin radistim. Dăm butașul prin radistim. Și îl introducem frumos în păhăruțul unde va intra în vegetație. Vedeți? Plantele au fost mature. Planta e de 3 ani, numai că iarna apare moarte. Și apoi își revine. Și așa pățesc de obicei cu toate. Par moarte și cum le bagi în casă sau vine primăvara, își intră în drepturi. Și înrădăcinăm butașii ăștia pentru perioada asta de primăvară-vară. Înțelegeți? Unele sunt, cum să vă zic, sunt așa foarte firave, dar n-au treabă cu neprinderea sau par așa uscături, dar ele imediat își revin. Imediat, imediat.
Așa. Dacă le țin frumos în casă acum, intră în vegetație fără stres, fără nici cea mai mică problemă. Ia uitați. Toate sunt cu mugura și dați. Decât așteaptă un moment mai cald ca să înrădăcineze. Și intră în vegetație, cresc și se fac de tai plantele. Ușor, ușor vor ajunge la dumneavoastră, că de-aia le și fac. Asta este singurul scop pentru care mă ocup mereu de plantări și de toate cele. Să am plante pentru dumneavoastră. Vedeți asta cât este de mic? A lăstărit în partea de jos aici. Și acum îl dăm prin hormon de înrădăcinare și direct îl punem la prins. Îl facem de tai planta pentru dumneavoastră. Da, avem de făcut o grămadă. Facem și noi acum câțiva așa de prezentare, practic, să vă arăt ce am, pe ce mă pun la pe ce vreau să, adică să încep să înmulțesc. Și diferența o să o fac eu ulterior. Pentru că am foarte mulți și trebuie să reușesc să-i fac pe toți. Că de. Nu pot să-i lași așa. Acum am făcut decât așa câțiva la mișto. Vedeți? Și se fac niște flori tare frumoase, rezistente la orice ger, pentru că eu le am de câțiva ani. Dar acum am gândit să le și înmulțesc, că ar fi păcat de ele, nu? Tot trebuia să procesez planta aia în următoarea perioadă, în primăvară atunci, ca să lăstărească mult mai bine. Și ce făceam cu toate joardele alea? Să le arunc degeaba așa? Știu că dumneavoastră aveți nevoie, vă face plăcere să aveți așa ceva în curte și am zis că este un moment bun să mă apuc de ele, să le și înmulțesc. Vedeți? Au intrat deja în vegetație pentru că le-am ținut într-un stimulent. Stimulator de creștere sau ceva de genul. Așa, mai vreau una, mai una. E bine, hai să punem ciotul ăsta. Dacă tot e el aici, așa, vânos, pregătit. Și o să vedem dacă o să găsesc din vară niște poze cu ele. Să vă pun să vedeți și dumneavoastră cum arată, dacă găsesc, dacă nu, o să văd eu cum fac rost de o poză. Pentru că vreau să fiți așa încântați de ce vedeți și în primăvară-vară când o fi să le scot la vânzare, să-mi veniți cu comenzi. Până la urmă, ăsta e un dublu beneficiu sau un beneficiu reciproc, ca să zicem așa. Eu muncesc pentru bani, dumneavoastră plătiți pentru plante, că vreți să vă bucure sufletul ulterior și tot așa. Reciproc. Bine, la mine e și plăcere, nu neapărat pentru bani. Dar dacă tot plăcerea poate genera și ceva, că bunăvoința nu ține de foame, așa, de ce nu? Deci, astea au fost. Bine, astea au fost. Asta a fost o mică parte. Că eu o să mai pun vreo 200, dar să nu fac filmarea prea mare. Deci, ați văzut. Ei sunt intrați în vegetație, doar că au nevoie de rădăcini.
Și le va face. Le vor face toți. Că nu le las eu așa. Și în primăvară, vară, când o fi să le am pregătite, vă anunț. O să pun iar anunț, un filmuleț, o să fac și o să vedeți. Prieteni, v-am salutat, să trăiți bine!